Președintele ANPC Bogdan Pantelică. Bună seara, domnule președinte. Bună seara, domnule Radu Tudor, și mulțumesc de invitație. Cu mare plăcere, premierul v-a îndemnat să dați publicității acest raport și v-aș ruga, domnule Pantelică, să ne spuneți ce conține acest raport, cât a durat controlul și câte bănci ați controlat. Da, în primul rând, raportul reflectă acțiune și demersurile autorității atunci când au fost încălcate drepturile consumatorilor. Fie că vorbim aici despre lipsa de informare a consumatorilor, despre publicitatea înșelătoare, despre practici comerciale incorecte sau clauze abuzive, aceste lucruri au fost constatate și au fost date publicității prin acest raport. Vă pot da câteva cifre în urma demersurilor și acțiunilor noastre, cifre care sunt publice și vorbim aici despre amenzi în valoare de peste 15 miliarde în bani lei vechi, peste 132.000 de euro recuperați de la bănci în favoarea consumatorilor, peste 375.000 de CHF în moneda elvețiană și peste 60.000 de dolari. Dar dincolo de aceste cifre, ce este important de știut? Că există o serie de sesizări din partea consumatorilor la care le-au fost afectate, de fapt, interesele economice și, practic, drepturile în respectarea legislației. În continuare primim peste 40-50 de reclamații pe zi care sunt instrumentate de colegii mei atât la 40-50 de reclamații pe zi pentru sistemul bancar din România. Da, peste 40-50 de reclamații atât la nivelul autorității centrale cât și în comisariatele regionale. Reclamații pe care le instrumentăm împreună cu personalul din autoritate. Vă rog să dați acest titlu în timp ce vorbim cu domnul Pandelică, 40-50 de reclamații pe zi asupra sistemului bancar. Domnule președinte, câte bănci ați controlat? Un număr, peste aproape toate băncile din România sunt controlate la acest moment. Nu putem generaliza că toate au încălcat aceste drepturi ale consumatorilor, dar sunt peste 17 bănci care au încălcat drepturile în relația care privește furnizorul de servicii financiare și consumator. Vorbim și de bănci, vorbim și de instituții financiare nebancare. Dar, dincolo de aceste cifre, domnul Radu Tudor, discutăm aici de o problemă reală cu care se confruntă un procent semnificativ din populația României. Fie că vorbim de zone cu un grad mai mare de sărăcie, fie că vorbim de oameni care și-au pierdut locul de muncă din probleme grave de sănătate, care nu mai pot munci și cărora li s-a diminuat, așa cum bine știm, veniturile și care ajung în astfel de situații la disperare, pentru că practic nu mai pot plăti acest credit luat cu 7, 8, 10, 12 ani în urmă. Bun, aici sunt în cadrul acestor reclamații, în afară de faptul că sunt încălcate drepturile, așteptăm și noi am modificat și am venit în sprijinul consumatorilor cu legislația, în sensul că așteptăm din partea băncilor o proactivitate să vină în sprijinul consumatorilor, mai ales în astfel de situații care trec dincolo de chestiunile. Adică, domnule președinte, să nu mai execute persoanele care sunt în dificultăți de a achita ratele, ci să le reeșaloneze, să aibă o atitudine prietenoasă, pentru că din plata acelui om mai mică sau mai mare trăiește și banca respectivă. Pe de o parte, pe de altă parte, oricum este foarte dificil de plătit credit. Din acest motiv, noi spunem că proactivitatea trebuie să apară din partea băncii, pentru că trebuie să-și discute posibilitatea de plată, să prieze creditul cumva pe veniturile lui, astfel încât să nu devină o povară care din ce în ce mai dificilă pentru consumator de plătit. Acțiunile noastre continuă, vom face de fiecare dată... Ați verificat peste 20 de bănci? Peste 17 bănci sunt cu astfel de probleme legate de respectarea legislației în domeniul protecției consumatorilor. Care sunt, domnule președinte, primele trei nereguli pe care le-ați descoperit, aș spune, comune în domeniul bancar? Păi, vă dau câteva alte exemple. Impunerea de către bancă în mod unilateral a unei garanții imobiliare suplimentare. Fapt care nu este trecut în contract și care, pentru cel care nu are suficiente cunoștințe în domeniul acesta a serviciilor financiare bancare, acest lucru nu-l ia în calcul și se trezește cu o situație în care practic este impusă. Inducerea în eroare a consumatorilor prin promovarea, vă dau un exemplu, a dobânzii zero.
primește un credit de la un IFN pentru o perioadă de 45 de zile unde trebuie să nu plătească niciun fel de dobândă, iar în a 46-a zi se trezește de la faptul că el trebuie să plătească cu 50% mai mult decât ar fi luat creditul. Da, asta e hoție la drumul mare cu sistemul acesta de instituții nebancare. Da, da, și asta este o temă foarte importantă de discutat. Lipsa de informare, percepere de dobândi și comisioane în mod abuziv. Nu mai vorbesc despre clauzele abuzive care au fost semnalate, așa cum bine știți, de către autoritate în ultimii ani de zile. Avem peste 40 de dosare cu posibile clauze abuzive în instanță și sperăm ca acestea să fie tratate cu celeritate în perioada următoare. Domnule președinte, câte pagini are raportul acesta pe care mi l-a arătat astăzi primul ministru? Peste 128 de pagini. 128 de pagini. Când îl veți da publicității? Deja el a fost publicat, parte importantă din el, pe site-ul atât al nostru cât și al Ministerului Economiei și fără discuție că stăm la dispoziție presei pentru a fi făcut public acest raport. www.anpc.ro? Da, www.anpc.ro. Ei, rog și pe